Arriva cea de-a treia seară, Filip, aici la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Toți iubitorii literelor din Iași, și nu numai, încearcă să ajungă la cele mai multe dintre evenimentele festivalului. Mari nume ale literaturii mondiale sunt în fiecare zi în prim plan. Născut la Dublin, în Irlanda, John Boyne, despre el este vorba, de asta suntem aici, a publicat 14 romane pentru adulți, 6 romane pentru cititorii mai tineri și o colecție de proză scurtă. I do think a lot of it is really about discipline in that sense, that it's saying that you're going to write every single day, that you're not waiting for inspiration to strike. You have to have that kind of daily focus. Pentru noi, traducători, este foarte important să ne ținem la curent cu ceea ce se întâmplă în viața literară, viața culturală. Îmi place tot timpul când am ocazia să ascult perspectiva anumitor autori, scriitori, poeți, traducători. Îmi place să aflu mai mult despre procesul lor. Scriitoarea Ioana Pârvulescu le-a vorbit elevilor de la Colegiul Național Costache Negruții despre personajele și întâmplările palpitante din romanul Inocenții. La Iași, într-adevăr, Inocenții a avut succes mai mult decât chiar decât în Brașov. Iașul a fost, cred că, înaintea Brașovului. Am citit Ioana Pârvulescu Inocenții. Țin minte că era mai mică și mi-a plăcut foarte mult. Acest tip de evenimente pentru elevi îi aduc mai aproape de lectorat. E un semn al modului în care literatura actuală este gustată, cunoscută, explorată estetic de elevii noștri. Printre evenimentele devenite deja o tradiție în cadrul festivalului și anul acesta se regăsesc în program Casa Copilăriei, Scriitori în Centru, seriile Filip, Casa Fantasy. Întotdeauna mă simt bine printre liceeni, în special, pentru că e exact vârsta la care lecturile contează, poezia are relevanță. Cea mai mare bucurie este când văd în mod și în timp real transformările de pe fețele celor din public. Văd cum se luminează la față, cum își pun întrebări. Festivalul continuă până duminică, 23 octombrie, cu nopți albe ale poeziei, lecturi și ateliere.